Strada Decebal din Medgidia are o nouă imagine. De la un capăt la celălalt, toți copacii au fost curățați de către angajații Apollo Ecoterm. În urma solicitărilor de la primărie, mi s-a transmis să fasonăm sub rețea toată strada Decebal, deoarece pomii fiind crescuți, unii foarte mari și alții încurcând rețeaua, ca să eliberăm puțin firele de tensiune. Lemnele au fost strânse și transportate la sediul societății, de unde vor fi distribuite la familiile cu probleme financiare. Distribuirea se va face în baza cererilor formulate de către beneficiari și în urma unor anchete sociale. Lemnele ajung la seră pentru întreținerea materialului floricol existent, urmând că dacă se mai strânge și sper să reușim să mai strângem, să mai ajutăm și cazurile sociale care mai sunt la primărie, cu cererile care mai sunt la primărie. Lucrările vor continua și în perioada următoare, până când toate obiectivele vor fi îndeplinite. Acțiunile se desfășoară conform unui program stabilit, dar și pe baza cererilor pe care cetățenii le depun la primăria municipiului Medgidia.